Telecom România a implementat în iunie 2017 un nou pilot de tip Smart City în Constanța, după lansarea în 2016 a unui proiect similar în București. Soluțiile instalate în zona sălii sporturilor din Constanța au la bază tehnologii de ultimă generație. Parcarea inteligentă are 50 de locuri cu senzori conectați la o platformă IoT, care procesează în timp real informațiile și le transmite mai departe către aplicația de mobil utilizată de șoferi pentru găsirea unui loc liber de parcare, dar și către primărie, care are astfel acces în orice moment la situația mașinilor parcate și poate primi rapoarte detaliate în funcție de diverse criterii prestabilite. Șoferii au la dispoziție și un modul de încărcare pentru mașinile electrice, care încurajează folosirea acestui tip de tehnologie pentru un aer mai curat în oraș. Telecom a implementat la Constanța și o soluție de iluminat stradal inteligent care se bazează pe tehnologie LED și care poate controla intensitatea luminii de la distanță, eficientizând astfel consumul de energie. Proiectul mai vine cu internet gratuit prin Wi-Fi. Cu o soluție de monitorizare a calității mediului care permite administrației locale să ia măsuri în cazul depășirii normelor agreate. Și nu în ultimul rând, cu camera de supraveghere video cu un unghi de 360 de grade pentru o siguranță sporită a cetățenilor. Prin acest proiect, Telecom propune soluții pentru un oraș digitalizat, care va face viața cetățenilor mai ușoară și mai sigură și care ajută în același timp administrațiile locale să fie mai eficiente.